Am revenit așa cum vă sugeram, dragi prieteni, cu invitatul de astăzi, pe care, repet, nu l-ați văzut încă în platoul telematinalului sau la alte emisiuni în cadrul TLM, dar l-ați văzut prezent în multe dintre materialele filmate în galeriile de artă. La ultimul eveniment pe care l-a inițiat și la care a participat, l-ați putut urmări și vorbind. O să rog pe colegul Ovidiu, aflat în această dimineață la butoanele emisiei, să pregătească materialul cu omagiul pictorului Constantin Filimon și revenim să vi-l prezint pe invitat. Galeriile de artă La Scărvorel din Piatra Neamț găzduiesc în aceste zile prima ediție a expoziției concurs de creație plastică omagiu pictorului Constantin Filimon, cel care este considerat de mult sufletul atelierelor de artă. Constantin Filimon s-a născut pe 25 mai 1936 la Piatra Neamț. În 1967 a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, secția Pedagogie, iar ulterior a urmat cursuri de pictură bisericească organizate de Patriarhia Română. A devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Neamț abia în anul 2002, deși a avut o activitate extrem de bogată cu expoziții atât în țară cât și în străinătate. Bunul Costică ne-a dat șansa de a ne reîntâlni cu arta, adunându-ne aici și acum. Expoziția de față vine ca o continuare a evenimentului de anul trecut, din iunie, de la Biblioteca Chirileanu și, ținând cont de câte are să ne ofere Constantin Filimon, ne-am hotărât ca această bucurie artistică să devină o manifestare anuală. Costică Filimon se pare să audă să pricepe, este cel mai mare. Are lucrări în America, în Venezuela, în India, în Ungaria, a fost invitat personal în Anglia și nu poate să se vorbească despre cultura nemțeană și europeană fără Constantin Filimon. El a fost patronul atelierilor, de fapt. El ne făcea acolo mezamplasul, ne făcea ca să ne simțim bine sau să reînviem de multe ori din starea noastră lâncezeală. Nu se poate spune că n-aveam timp de lâncezeală, dar aveam timp de lucruri care erau în afara activității noastre. La expoziție participă lucrări ale celor mai cunoscuți artiști plastici, iar cele care au reușit să exprime cât mai bine spiritul lui Constantin Filimon au fost premiate. Portrete bune, corecte, sunt multe în expoziție. E vorba că acești câștigători au surprins expresia. Că până la urmă, fundamental într-un portret nu e să fie aproape de real. Surprins la acel moment al expresiei maxime. Și Costică avea o specifică al expresiei pe care premianții au fost bine aleși, fiindcă asta au reușit să surprindă. Câștigătorii primelor locuri au fost pictorii Mircea Răzvan Ceacâru, Mihai Agape, Ciprian Istrate și Dumitru Bezem. Evident că la o asemenea provocare nu putea să venim numai cu un simplu portret. Și în cazul meu, cel puțin, eu mi-am dorit și m-a incitat subiectul Costică Filimon, care era un individ complex. Era deștept, avea umor, era talentat, avea și un cinism tipic celor care dețin o anume valoare spirituală. Mă bucur că juriul s-a orientat și către încercarea mea de a-l portretiza și așa pe Costică, după portretul literar din prima ediție și din a doua ediție a albumului. Și mai ales sunt bucuros că, iată, în Piatra Neamț cumva apare un tip nou de activitate de genul acesta, mai complex și mai substanțial și mai cu multe emoții. Creațiile artistului considerat de mulți sufletul atelierelor de artă, dar și lucrările celor care au expus în memoria lui, pot fi admirate până pe 14 martie. Ați ghicit, bănuiesc, despre cine este vorba aici în platou, despre cine este invitatul de astăzi al matinalului TLM, domnul Vasile Pleșca,
inițiatorul acestui gen de manifestări, după cum a remarcat și Mihai Agape, un gen nou, într-adevăr, de manifestări, cred că foarte bine venite și bine primite, nu doar de publicul pietrean, cât și de mediul artistic pietrean, nemțean în general. Bine ați venit și vă mulțumesc, domnule Vasile Pleșca, dacă v-ați rupt din timpul dumneavoastră. Nu, am venit, chiar am vrut să vin, ca să mai văd încă o dată cine a fost Costică Filiman. Mai e cazul să vedem cine a fost, pentru că eu l-am simțit prezent acolo în galerie. Și nu mai, doar eu. Mai trebuie, din cauza că lumina operii lui Costică Filimon umbresc alte opere și fac numai dușmani. De asta nu este primit nici la Muzeul de Istorie, de Arte Plastice, nu mi s-a dat voie să fac o expoziție. Credeți că stârnește pasiunea atât de mari? Da. Este cel mai bun. Este cel mai bun, ați spus asta și atunci când v-am cerut eu câteva cuvinte după evenimentul de la Galeria Lascăr Vorel. Văd că vă mențineți și probabil că vă veți menține permanent această declarație. Când... Ei, uite, chestii de-astea bănesc eu că stârnesc pasiuni. Nu știu, dacă nu ai fost îndrestat cu talent ca cum a fost Costică Filimon, și dacă n-ai avut niște mâini harnice ca lui Costică Filimon, normal că stârnesc pasiuni, stârnesc invidii, stârnesc voce. Ce pot să spun eu despre Costică Filimon? Că la expoziția de omagiu, dacă îmi dați voie să citesc, a sărit foarte mulți artiști. Adică, nu știu ce-am făcut ochelare, dar o scot eu la cap. A sărit Monica Carp, Cristinel Prisecară, Mihai Agape, Mircea Ceacâră, Ștefan Roșu, Gheorghe Vadana, Viorica Ciucanu, Ciprian Istrate, Pietro Diaconu, Grigore Agache, Oana Gavriliu, Petre Vamană, Lucian Gogu Craiu, Dumitru Beze, Ștefan Potop, Arcadi Relian. Asta e cam crema pictură. Crem de la crem. Crema picturii nemțene. Adică s-a dat zvonul pe internet și a venit toți. A trebuit, din considerente, știu și eu, practice de spațiu, da? Să refuzați o lucrare? Nu. Pe toate le-ați primit? Pe toate le-am primit, care au venit mai târziu de dat, că s-a lucrat cu program. Adică, domnule, facem un program, a fost făcut program și programul trebuia respectat de toată lumea. Cine a venit cu o lucrare mai târziu, n-a intrat în tabelul cu diplomele. Deocamdată o să-i dăm și fetii o diplomă. Asta a fost condiția. Să urmeze punct. Corect. Veți să impuneți chestia asta. Nu este singura realizare în sprijinul artiștilor nemțeni, nu este singura dumneavoastră realizare în sprijinul lui Costică Filimon, a memoriei lui și altor artiști nemțeni în viață, faptul că de acum publicul știe, publicul cel puțin prezent la Galeria de Artă momentul vernisajelor, știe despre celebrele dumneavoastră albume de artă, albume pe care, nu știu dacă toți știu acest lucru, eu știu din sursă sigură, le-ați alcătuit și realizat pe buzunar propriu, pe cheltuială proprie. S-au fost distribuite gratuit. Absolut gratuit. Ca să nu creadă cineva că am făcut parale pe Dumitru Bezi sau pe Costică Filimon. Și că mai aveți în plan încă alți artiști. Deocamdată... Bun, urmează să mai purtăm noi o discuție. M-ați invitat la o cafea în cadrul intim al apartamentului dumneavoastră, acolo unde aveți și colecția, acolo unde tot spațiul este încărcat de tot felul de materiale pe care le-ați strâns și care evocă personalitatea lui Costică Filimon, cel puțin. Și nu numai, și nu numai a lui. De când vă învârtiți în, impropriu spus, dar pun ghilimelele de rigoare, de când vă învârtiți în mediul artistic? De vreo 50 de ani. De vreo 50, o viață de om. Nu știu dacă e o viață, dar cam de atâția ani. Ceea ce pot să vă spun, că prin fața blocului meu treceau artiști. Și plecau la deal, iar toți oamenii știau că merg la pictori. Nu se mai chema Leni, nu se mai... La pictori. La pictori. Sau mergea la Costică, sau la Mitică. Sau la Mihai, care era Mihai Agape. Adică a fost o chestie foarte frumoasă.
Un mediu deosebit, o ambianță cum rar întâlnești, da, cum rar ți este dat să întâlnești. Aici trebuie, știți dumneavoastră, de la o anumită distanță nu se vede cel care a făcut un lucru pentru artiști. Prima dată trebuie să le mulțumim la cei care au dat atelierile la artiști. A, este un material făcut tot de mine la atelier, la ziua porților deschise. Am fost am dat acolo 20 de cataloge filmă și vedem. Nu s-a spus niciodată nimic. Au fost niște oameni care au dat atelierile, le-au donat, nu le-au donat, le-au închiriat artiștilor. Adică, nu e la îndemână oricui și voința omului și putința să dea niște ateliere. Adică pictura nemțeană a fost băgată în seamă mai de mult. Dar nu s-a vorbit de ea. Da, în perioada dinainte de 90, vreau să știu, pentru că atelierele au deja niște ani. Dacă vrem să vorbim corect, Fibrex-ul a sponsorizat cultura nemțeană. Refilul. Refilul, da, atunci Fibrex, Refilul e mai târziu. Da. Dar o sponsorizat Refilul. Sponsorizat festivalul de film pentru copii și tineret, Punguța cu doi bani. Aveți aici, am aici macheta trofeului. Da, și am aici câteva, ca să nu creadă cineva că am venit în lumea asta, așa, de la Gopo. Astea din dacă la vreți să le dați Oanei să le arate un pic la cameră, atât cât se poate, lucrări celebre. Nu sunt chiar celebre, astea nu, astea da, dar sunt ale unor artiști celebri. Din Iran. Uitați, de la Ion Truică, care a participat la festivalul de film. Tot de la Ion Truică. E foarte interesant ăsta să-l vadă toți cei care pozează în dezidenți. Adică Truică a făcut lupul în pun de doi berbeci. Așa. Cât se putea, da? Până la urmă cu oarece perseverență și cu voință, în primul rând. Mai am un aici, cum fac doi copilași cu mâna la festivalul de copii, Punguța cu doi bani. Aici este din Alexandru cel Mare, noi l-am cunoscut în istorie ca Mircea cel Bătrân. Pardon, Mircea cel Mare, că noi l-am cunoscut în istorie ca Mircea cel Bătrân. Iar asta este de la Gopo, Ion Popescu Gopo. Poți să vă anunț. Lasă-le un pic, Oana, și prea poți să vă anunț că în festivalul ăsta, deci am vorbit de Fibrex. Da, am trecut așa brusc de la sprijinul pe care dumneavoastră îl aduceți artiștilor, mișcării culturale. Dar noi nu sunt singuri. Pietrene. Nu sunteți singuri, cu siguranță, pentru că n-ați putea duce singur pe umere o asemenea de exemplu, copleșitoare acest, responsabilitate. Acest trofeu este făcut de părinții copiilor care au umblat cu cheia la gât. Și au mers la festivalul Punguța cu doi bani. E foarte frumos. Elisabeta Bosta, nume mari care au trecut pe scena festivalului. Este foarte frumos. Arată munca celor care au fost la Sevinești. Coloana asta e loxată, ascuțită aici ca să meargă către sus. Acest cocoș cu punguța aici, sablat fiind și e loxat. Suportă pus într-o bucată de lemn. Lemnul este un material nobil. Adică s-a căutat ca să miroase a trofeu. Chiar cu adevărat, da. O să instituiți la edițiile viitoare ale omagiilor și un trofeu al evenimentului sau o să vă rezumați la diplome și premiile pe care cu atâta generozitate dumneavoastră împreună cu nu trebuie să vă ascundeți pentru că premiile sunt au fost mulți, personale. Domnule Vasile Pleșca, sunt mulți admiratori ai pictorilor nemțeni. Spuneți-mi câte degete de la câte mâini trebuie pentru a-i număra pe cei care îi și ajută. Pentru că vremurile sunt așa cum sunt. Destul de grele și pentru artiști. Cei care au ajutat la această expoziție sunt aici. Domnișoară, vă rog să arătați. Și să-i și citești, acolo, Oana. Fundația Artiștilor. Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Neamț, Fundația Terra Moldave, Piatra Neamț, Grupul Colecționarilor Piatra Neamț. Grupul Colecționarilor, din care faceți parte și dumneavoastră și mai sunt câteva nume
foarte cunoscute aici în Piatra. Eu am înțeles de la dumneavoastră și de la ceilalți vorbitori de la eveniment că această manifestare, acest gen de manifestare va continua. Da. Odată ce ați impus-o, chiar vreți să o lăsați în conștiința și în amintirea plăcută a publicului pietrean. Noi ne-am luat angajamentul ca să facem cel puțin 3 manifestări, pentru care avem fonduri, ne putem descurca cu... După aia o mai vedea, poate să mai adună. O întrebare care îmi stă pe limbă, pe care nu v-am pus-o atunci la expoziție, domnule Pleșca. De ce vă implicați? De ce credeți că este normal să vă implicați în așa ceva? În ajutarea artiștilor. Eu am fost prieten cu ei. Și ziariștii au văzut. Așa și-au scris bine despre ce. Toate manifestările și tot ce am făcut pentru pic a fost din dragoste. Adică eu l-am cunoscut și pe Dan Cepoi, mare pictor. L-am cunoscut și pe Bif. Costică Filimon, și pe Fib, Gheorghe Diaconu, Fili la toți, Sărâna Ușoară. Îi cunosc și pe ăștia de astăzi. Dar cea mai mare bucurie a mea a fost când au sărit toți pictorii și au venit cu lucrări în semn de omagi față de Costică Filimon. Eu repet, eu am simțit prezența acolo, în expoziție. L-am prins pe Costică Filimon încercând să filmând de fapt niște materiale legate de tot de cultură, de pictor, de pictură, de la care a fost prezent și nu prea maestru Costică Filimon, pentru că dumnealui n-avea niciodată răbdare să șadă mai mult de 10 minute, un sfert de oră, cred că mult. Undeva venea, spunea ceva, se ridica, pleca, veșnica țigară în colțul gurii. Costică Filimon făcea parte din ființa lui. Costică Filimon a fost un talent deosebit. El totdeauna venea la o expoziție cu 10-20 minute după aia. După ce începea, da. Dar venea cu gălăgie, cu zgomot, cu... Atrăgea atenția. Da. Se mai întâmplă și asta. Dar n-are farmecul lui Costică Filimon. Păi dumnealui și susținea prezența asta. Dar el scotea creionul și hârtie și le făcea câte un desen la toți. Prieteni, fete, doamne, dai zecele să fac un... Asta a fost. Nu trebuie să... dacă vreți să vedeți, cu aceste două lucrări, îmi pare că nu le-am adus toate, m-am dus la Hotel Ceahlău, la o... Uite că am făcut și o reclamă. Să mâncăm o ciorbă de burtă. Și au venit la masă la noi doi iranieni. Unul era pictor, unul era... întâmplare spiritual. Sau nu întâmplare, da. Cerul loc, nu era loc și a cerut loc la masă. Și zice Costică în 70. Începe să vorbească, a aflat de Costică că e pictor, că eu fac Costică un crochiu acolo. Și s-a făcut un schimb așa și zice Costică, Vasile, aici e mai distrat. Și astea sunt lucrările, nu prea plac la... Că la noi... grafică. Nu, la noi nu... este copacul, calul, taurul, dar la ei este Camila, fiecare cu apă. Specificul, da. Cu... Exact. Și atunci mi-a făcut nouă de asta și am adus numai două, le-am s-o nimerit din greșeală. Dar Costică Filimon este un nume. Și va rămâne un nume. Eu nu vreau să supăr pe nimeni. Are același pedestal ca Salvator Dalí. Noi nu-l... ridicăm. Ca și în cazul altor mari oameni de cultură români, nu mai puțin, el și-a dobândit recunoașterea pe plan mondial, după cum a spus, America de Nord, America de Sud, Asia, India, Europa, India. Și mai puțin aici în România. A zis o vorbă foarte mare. Brâncuș, când a vrut să doneze opera sa poporului român, s-a dus din guvernul României acolo și a zis că sunt niște petroaie și niște cioate. Adică nu ar vrea ca Filimon Constantin să aibă aceeași soartă. Dar se pare că valorile, asta e soarta valorilor. Și dacă în pictura universală vedem, tot cam așa s-o... Dar asta este. Noi trebuie să... Este un aspect
tragic, aș spune eu, al poporului român, al structurii poporului român, faptul că ne cam respingem valorile, că le cam încercăm să le punem într-un cont de umbră. Apărăm gloria personală chiar dacă nu este. Dacă Costică face umbră la alte lucrări, de exemplu, când te ieși și vezi un Costică Filimon, zici, ăsta e Costică Filimon. El nu o uită. De neconfundat. No, adică când vezi un Filimon, și el a fost negligent în prezentare, cu ramă frumoasă, cu... dar el îți făcea 4 tablouri într-o oră. Dușa de o stică de vin că îți fac 4 lucruri. Adică el atât de... Eu am scris într-un articol pe care bine o scris. O să-l căutăm, pentru că ce se întâmplă, din păcate, spațiul rezervat emisiunii de azi s-a cam apropiat de sfârșit și eu vreau să vă smulg promisiunea și dumneavoastră că vom mai sta de vorbă pentru că aveți multe de spus. A, nu chiar așa de ba, aveți, simt eu că aveți multe de spus încă și că aș dori să continuăm și în altă zi. Poate pe un spațiu mai larg. Vă rog să filmați asta. Diplomă de excelență se acordă Elena și... de excelență Elena și Vasile Pleșca așa. Pentru activitatea susținută de prezentare și păstrarea identității și culturii românești. Întoarce și așa la întâi. E frumos, frumos tare. Încă o recunoaștere, nu? Asociația în Munții Neamțului Piatra Neamț acordă distincția de cititor doamnei domnului Elena și Vasile Pleșca pentru jertfelnicie creștine și contribuția de, mă rog, de suflet și, da, semnată de părintele arhimandrit Iustin Pârvu. Mai trebuie recunoașterea laică în momentul când aveți recunoaștere. Eu n-am făcut niciodată să ies în față să mă bat cu cărămida în piept, eu sunt Vasile Pleșca. Dar o să am eu grijă să vă mai fac cunoscut publicului, pentru că simt eu că așa... Dacă nu mă calcă o mașină, nu vă ajung acasă. Nu mă calcă nicio mașină. Dragi prieteni, din păcate, ediția de astăzi a matinalului se încheie aici. Abia am reușit să creez un cap de drum în ce privește relația noastră cu domnul Vasile Pleșca, pe care eu l-am găsit un personaj fabulos în cenușciul cotidian, unul dintre puțini oameni dornici să sprijine și care chiar sprijină artiștii, cel puțin pe cei de aici, pentru că, repet, am luat și lovituri. Vă cred. Îi salut pe toți cei care au dat cu piatră, să le meargă bine. Și să iertați, maestru. I-am iertat de mult că n-are cum tot la umbra lui Costică. Iartă, dar nu uita. Nu, tot la umbra lui Costică Filimon. Oricât au fost ei de pictor, să dați măresc pe ei și o scris versuri pe tablouri și le recomanda cu câți tablouri, dar au rămas tot la umbra lui Costică Filimon. Dragi dar prieteni, trebuie să mai spun o chestie să nu uit. Dar repede, nu repede. Se poate vorbi de Costică Filimon fără Mitică Bezea. Ea a fost prieten. El, la toate inițiativele care le-am făcut eu, a fost lângă mine. Păi poate l-aduce și pe miticul Mitică Bezea lângă dumneavoastră ca să stăm de vorbă toți trei. Toți patru, de fapt. Convocați-l dumneavoastră. Îl convoc și o să vină cu mare plăcere. Am mai fost aici și la fel vă spun. Toți artiștii pe care i-am invitat au venit. Nu m-au refuzat niciunul și au venit cu mare plăcere. Pot să vă spun că cine îi cumpără Mitică Bezea astăzi, mâine va fi bogat. Dragi prieteni, ne întâlnim mâine dimineață la ora 8 trecute fix aici în platou. Asta o zi bună, o săptămână minunată vă doresc.